Sunt salut toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod, adică la un nou tutorial în care o să prezentăm cum să faceți un server de Minecraft foarte ușor, deci merge 100% testat. Primul rând, trebuie pe Google. Trebuie să pregătesc Google-ul, că să mă pierdem atât de mult din videoclip, dar las. Intrăm Google. Dar, ok. Link-ul vi-l dau în descriere. Intrați pe www.minecraft.net. Aici. Ok. Ați intrat aici. Cum ați intrat aici, nu vă rugați, că dacă nu va mai apărea download it here. Uitați, dacă vă rugați, de exemplu, v-ați logat. Nu mai apare aici ca să puteți cumpăra serverul. Nu mai puteți. De asta spun că nu vă logați. Deci hai să ne derogăm. Dați download it here. Undeva va apărea Minecraft server 1.8.8x. Ușor. Dați click pe el, se salvează fișierul. Se salvează, nimica greu. Bun. Perfect. Ok. Deci, acum ca să salvați, ce trebuie să faceți voi e să îl băgați pe desktop. Eu l-am deja instalat, deci nu. Deci, l-ați băgat pe desktop. Ok? Nu. Deci, l-ați băgat pe desktop. Faceți un folder și numiți cum vreți voi. Intrați aici, băgați folder. Voi, neapărat este obligator să-l numiți Minecraft Server. Ați dat click pe el, se vor deschide astea. Logs, Eula, server și astea. Se vor deschide. Toate astea. Vedeți, se deschide ăsta. Dar nu intră pe noi, pentru că nu trebuie acum. Deci, vă interesează pe voi Eula. Simplu. Aici era fals. Era fals. Voi ștergeți fals și scrieți true. Să fie true. Dați save și trebuie să fie true aici. Ok. Dați aici în server. Și aici și la voi o să vă apară undeva online mod. O să scrieți true. O să îl deschideți cu notepad. Dați click pe notepad, se deschide el. Și aici ce vă interesează foarte mult, e obligatoriu dacă nu merge serverul. Online mode. Trebuie să scrieți neapărat true. Și chestiile de bază. Ați scris să fie true, să fie. Nu? True. Ok. Acum că ați făcut asta, ce trebuie voi să faceți, mai exact, este să luați un IP. Îl găsiți așa. Deci, scrieți run. Și cmd. Ok. Scrieți IP config. Să vedeți. Ok. Și pe voi, foarte mult, este obligator dacă nu merge, vă interesează IPv4 adres. Asta. 192 asta. Îl introduceți. Intrați în server aici. Și aici apare server IP. Introduceți 192.168.0.100. Ați introdus save și trebuie să fiți sigur că l-ați introdus. Ați introdus, ok. Acum, ce trebuie voi să faceți este să dați click din nou pe acesta. De data aceasta, se va porni ceva mai ciudat. Să vedeți. Se va porni ăsta și vă întrebați ce e. Normal, dacă nu faceți asta, ăsta vi se va închide automat. Trebuie făcut asta sau vi se va închide. Aici vă arată normal. Aici vă arată
playerii, cine e pe server și ca să-l închide scrieți stop. Este cel mai cea mai recomandată soluție. Ok, răspund. Voi trebuie să țineți pagina asta deschisă până, deci asta trebuie să fie deschisă. Neapărat trebuie să fie deschisă dacă nu serverul nu merge. Perfect. Acum ce trebuie să faceți este să intrați în Minecraft. Ușor. Nimic avea. Intrați în Minecraft. De aici este foarte ușor. Trebuie să dați un nume serverului și să... Și apoi să băgați IP-ul scris în acolo, în server. Știți. Să dați IP-ul serverului ăsta. Unde? Da, ați făcut chestia asta, aici apare mai multe prostioare. Ați băgat aici server port. Da, acum server portul este foarte important. Trebuie să scrieți 2.255.65. Dacă nu scrieți asta, nu va merge niciodată. Să fie cum era, unde era online mod true. Dacă nu merge, cum a spus. Ați scris asta, ok? Bun. 2.555, nu uitați. Și acum ce trebuie să faceți voi? Atenție, atenție mare. Intrați în Minecraft. Și de aici se complică lucrurile. Mai exact, de aici este ceva mai greu. 1. Dacă vă apare Failed to Connection Login, cred că și mie o să mă apară, nu-s de vină eu. Este din vină Minecraft-ul, pentru că are bug-uri. Mie înainte mi-a mers, cum am făcut, și nu am avut nicio problemă. Mi-a mers foarte ușor. Deci mi-a mers singur. Nu mi-a apărut nimic și acum am apărut jos. Deci, voi intrați în multiplayer. Opa. Așa. Ați intrat în multiplayer. Acum voi îi dați un nume server care vreți. De exemplu, hai să îi dăm stai să-mi văd. Nu mi-am amintesc nici. Stai. Dudu, hai să nu e așa. Nu. Cum? Survivor. Minecraft. România.ro. Și de aici ce trebuie voi să faceți este să vă duceți aici în server și să copiați ăsta care le scris. Deci 192.168.0.100. Nu știu deja din cap, nu mai trebuie să dau copii. Așa, l-ați scris, ușor. De aici, voi ce trebuie să faceți este să vă uitați mai exact tot linul la server. Aici, unde era, da, server port. Scrieți 2.255, ăsta. Ok. Scrieți 2.255.65. That's done. Și de aici o să vă fie extra ușor. Mai întâi, trebuie să faceți încă o chestie. Trebuie să dați câteva refresh-uri. Știu că devine lag, habar n-am de ce. Se glitchuie. Ok, acum dați cancel și intrați din nou aici la server. Acum ce trebuie să faceți? Vă duceți să găsiți server. Trebuie să aveți neapărat pornit neapărat ăsta. Ok, aveți pornit ăsta. Ați pornit, nimic ca tot. Acum că l-ați pornit, doar trebuie să așteptați. Habar n-am de ce.
Dau un refresh aici. Ok. Deci. Se pornește. Bă! Se mai pornează. What? What, bă? Bă, ce e asta? Bă. E chestia-i... Că da, vedeți că de data asta apare loc gen... Bun. Nu este vina mea că apare failed to login invalid session 3-13 your game. Nu este vina. Este un bug, o eroare de Ramos Rang. Mie mi-a mers înainte fără cont premium, vă jur, mergea fără cont premium. Vouă, la unii dintre voi care aveți noroc, poate vă merge. Și mie mi-a mers, deci mi-a mers, vă jur, mi-a mers. Am intrat pe server, am fost tot, mi-a mers. Și, și dacă ați făcut tot ce am făcut eu, la, o să vă meargă strună. O să vă meargă strun. Nu este... În sfârșit. Ah, scuzați-mă pentru asta.